Încep meciurile oficiale pentru handbaliștii Timișoarei. După 3 luni de pauză, Poli joacă în prima etapă din Liga Națională cu CSM Ploiești. Optimismul e la el acasă, în tabăra alb-violetă, chiar dacă Nedeljko Vučković atrage atenția că oaspeții pot pune probleme. Eu am spus la băieții, fiecare meci primul este foarte important, egal cu cine se joacă, cu Constanța sau cu Ploiești. Pregătim echipa psihic și mental și mergem departe. Ploieștenii au promovat în Liga Națională în această vară. Cel mai cunoscut jucător din echipa oaspetei, Alexandru Dimache. Handbaliștii lui Poli se tem mai mult de ei înșiși decât de adversari. Eu cred că noi, dacă noi nu jucăm bine și nu facem o apărare bună și avem ratări multe, ne facem singur meciul greu. Dar dacă noi o să jucăm bine, cred că nu o să avem probleme. Poli și CSM Ploiești se înfruntă sâmbătă de la ora 17:30 la Sala Olimpia. Intrarea va fi liberă.